viața m-am stresat, tot timpul am fost o perfecționistă, până acum nu chiar un an, o perioadă în care mi-am dat seama că viața este atât de scurtă. A fost un eveniment legat de mama mea, am emoțiile astea, mă bâlbâie așa, și mi-am dat seama că toate lucrurile astea pe care noi punem accent, că am puțină celulită, că burta nu e așa, că fundul, toate avem, adică toate femeile perfecte, considerate de public, dacă le întreb și ele îți vor spune că azi nu-mi s-a părut bine, că fața mi-a transpirat, că picioarele nu sunt nu știu cum. Și lucrurile astea se pot schimba, dar sunt alte lucruri pentru care chiar poți să te stresezi, pentru că pe alea nu poți să le schimbi. E bine cumva că ai extras și probabil 0,01% o parte pozitivă din toată această situație. Da, m-am schimbat mult, adică au fost două evenimente în viața mea care m-au schimbat cu adevărat. Care sunt aceste evenimente care te-au marcat? Păi de asta spuneam, de evenimentul cu mama mea și la un moment dat o despărțire pe care eu am considerat-o, bine, când iubești, eu când iubesc, iubesc din tot sufletul, când nu mă interesează deloc, niciodată n-am avut cale de mijloc, așa că sunt, mai ales în iubire, sunt atât de focoasă, pasională, tot ce vrei, și atunci și super pe măsură. În legătură cu situația cu mama ta, nu vreau să ne intrăm într-o zonă foarte tristă, dar spune-mi ce ai mai învățat din tot ceea ce s-a întâmplat. Cum apreciezi viața acum? Da? Cumva m-am bucurat tot timpul de viață, dar de când s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu mama mea, mi-a fost mereu greu să arăt oamenilor pe care iubesc că iubesc. Adică l-am demonstrat cumva, dar mi-a fost greu să le spun că iubesc. Și cu mama a fost de multe ori treaba asta, știa că o iubesc, dar mi-era foarte greu să o iubesc, mai ales în ultimele momente, mi-a fost atât de greu să mă duc să iau în brațe și să mă uit la ea să-i zic că o iubesc din tot sufletul, pentru că mi se părea că îi transmit că, nefăcând asta până atunci, că sunt ultimele momente. Chiar dacă era așa, acum, dacă aș avea în față, aș face asta din tot sufletul. Nu vreau să intrăm în zona asta, hai să ieșim. Spune-mi dacă ai avut... acolo undeva și mă vede și simt efectiv energia asta și de fiecare dată când văd cerul, în orice loc sunt, de cum e și acum, efectiv parcă văd că se uită la mine și îmi zice, Odinela, sunt aici cu tine. Așa că nu sunt tristă. Dar cum o mai simți? Ai visat-o vreodată? Da, am visat-o. Au fost momente, ca toată lumea, în care mi-a fost greu sau mi este greu, și o simt că este acolo și că îmi dă cumva o direcție, fără ca ea să fie. E foarte interesant că am visat-o într-o seară, surorile mele, mi-am două surori care sunt mai mici și sunt căsătorite și au copii. Și am visat-o odată că eram, cumva că urma să fac acest pas, să mă căsătoresc, și că ea nu era lângă mine. Nu știu de ce am visat asta, că nu e momentul, adică nu am pe cineva în viața mea acum ca să fac pasul ăsta, dar m-a emoționat și mine foarte tare situația. Cum doream să fie acolo și nu o vedeam. Dar poate e un lucru pe care ți-l dorești în subconștient. Nu știu, niciodată nu m-am gândit la așa de tare la un momentul ăsta de căsătorie, de cum o să arate rochia, de cum... Și doar că mi-aș dori să fie ceva spontan și... Nu știu, un moment ăsta, cum sunt eu așa cu adrenalina, pe munte poate, pe... Nu știu, suntem aici la eveniment și apare, vrei să fii soția mea?